Înseamnă că opțional. Opțional. Opțional, dar nu mai există această limită, iată, pentru exact. Vârstnici, s-ar putea rezolva măcar etapa a doua, care e în desfășurare. Și, domnule Viner, premierul spune, am putea chiar ca la sfârșitul lui martie să dăm drumul etapei a treia pentru toată lumea. Deja să nu mai existe această etapizare și să se suprapună aceste categorii. Suntem acolo, vi se pare? Da, mai ales în zonele roșii, mai ales în zonele în care evoluția pandemiei este una agresivă. Este firesc să deschizi, în măsura în care există posibilitatea și rezerve de vaccin, să deschizi și pentru vectorii de boală, nu doar pentru cu ideea de protecție personală. Este un instrument de control al pandemiei până la urmă, nu atât de ofertă a protecției individuale pentru fiecare tânăr sau pentru fiecare persoană din categoria a treia. Eu cred că este firesc, sigur, în măsura în care respectăm totuși prioritizarea etică stabilită prin CSAT, stabilită anterior. Este evident că cu prioritate ar trebui să fie vaccinate persoanele vârstnice, persoanele cu boli cronice, persoanele vulnerabile în fața bolii. Iată că avem și noua tulpină brazilă depistată în România, aparent provenită din transmitere comunitară. Cu certitudine avem majoritară, cel puțin în marele urban, tulpina britanică, există deja și tulpina din Africa de Sud. Lucrurile sunt într-o dinamică care, mă rog, necesită mai multe tipuri de intervenție pe lângă vaccinare și secvențializarea mai extinsă a depistării tulpinilor și, evident, vaccinarea este practic unul dintre câteva instrumente pe care le avem la îndemână, dacă nu poate cel mai important. Domnule profesor Rafila, schimbă total discuția intrarea asta în joc a vaccinului AstraZeneca pentru alte categorii? Nu știu că schimbă total, dar într-adevăr oferă accesibilitate mai mare la vaccin și la vaccinare. Situația se va schimba în bine în perioada următoare, pentru că vor intra cantități mari sau chiar foarte mari de vaccin în următoarele luni. Începând cu această lună, în această lună intră 2,4 milioane de doze din diferite vaccinuri, nu numai Astra sau informații de Pfizer și de Moderna. Probabil 4 milioane de doze în luna aprilie. Este